Politicienii puterii se întrec în promisiuni care nu sunt realizabile, cel puțin în viitorul apropiat, o spune liderul PMP Gorj, Nicolae Davițoiu. În ultima perioadă, rețelele de socializare și unele instituții media au devenit canale de propagandă care anunță realizarea unor investiții demne de invidiat. Nu, sunt promisiuni, simple promisiuni electorale. De ce vă spun că dacă ar fi promisiuni care să fie apropiate de realitate, s-ar referi la centura orașului Târgu Jiu, care știm foarte bine că stagnează de ani buni de zile. Trebuia dată în folosință de cel puțin 5-6 ani. Este și o necesitate pentru municipiul Târgu Jiu, pentru că am văzut că pe zi ce trece Târgu Jiu devine un oraș foarte, foarte aglomerat. Nicolae Davițoiu susține că și drumul expres Târgu Jiu-Craiova este o himeră pe care nu o vede realizabilă prea curând. Este foarte clar că este o investiție care se poate realiza, dar cred că peste vreo 5-10 ani. De ce zic asta? Uitați-vă la drumul expres Craiova-Pitești, care a început în 2017, suntem în 2022 și este realizat într-o proporție de maxim 30%. Așa că promisiunile care le fac, este foarte clar că se referă la o perioadă apropiată de anii 2030. Davițoiu spune că reprezentanții puterii înfloresc viitoarele proiecte pe care le promit gorjenilor ca să abată atenția de la adevăratele probleme pe care nu le mai pot gestiona. Parlamentarii puterii sunt obligați să abordeze aceste subiecte pentru că trebuie să abată atenția populației la problemele reale și, după părerea mea, dezastroase cu care populația se va confrunta începând cu 1 septembrie, adică creșterea aberantă a prețurilor și creșterea aberantă a prețului la energie electrică, gaze și celelalte utilități, pentru că am văzut că mai pe șestache au început să crească și prețul la celelalte utilități. Mă refer aici la apă, gunoi și canalizare. Știm foarte bine că toate prețurile sunt legate de evoluția prețului la energie, gaze și combustibil. Apropierea campaniei electorale va intensifica astfel de promisiuni, metoda fiind folosită de zeci de ani de către politicieni.